Într-o dimineață ploioasă de vară, cu aer curat, Sam și Frank aveau să-și înceapă drumul către noua lor aventură culinară pe o șosea îngustă și abruptă ce șerpuia printr-o pădure aproape ireală din care te-ai fi așteptat la fiecare pas să apară personaje fantastice asemenea celor din poveștile pe care ni le spuneau bunicii. La capătul fascinantei cărări auto, cei doi eroi și echipa lor de filmare aveau să descopere un sat ascuns parcă anume de ochii lumii, în care de aproape două secole locuiește în tihnă o populație de origine cehă. Da, știu, o să vă întrebați cum de au ajuns cehi tocmai aici, în înălțimea munților de la cazanele Dunării. Ei bine, e o poveste lungă despre colonizarea Banatului, ale cărei detalii le veți descoperi în povestea de azi printre aburii mâncării ce are să fie gătită. Bine ați venit în Aibăntal, România 2021. So, the weather is not so beautiful. But it's in the air, fresh. Yes. Today the community will be the Czech. Yes, my grandmother, she was Czech. Yes? Yes. And she was cooking traditional? Yes, sometimes. Did you like? Yeah, of course. Or did she mix with the German food? No, yeah, it's a mixture, yeah. It's not very far away. The Czechs are our neighbors in Germany. This is the house where we go. Okay. But look how it is. So this is another tradition and yes. Food. Yeah, I like to wake up in the morning and to hear the water. Like yes, the water and the birds, and it's nice. It's romantic, isn't it? Wow! Bine ați venit! Mulțumim, bună ziua! Mamă, ce-am îmbrăcat frumos! Păi... Frank? Hello? Ana? El vorbește nemț, tot. Voi vorbim un pic nemț? Nu. No. Cehă. Cehă. Cehă, nu. Okay. Eu francez. Da. A venit cu mobilet? Da. Perfect. You go back in Bucharest with this one. Yes, it takes me two days. Ok. Păi, un pic frig la voi, Ploaia și frigul aveau însă să fie ușor uitate odată ce gazda noastră, Ana, avea să se apuce de gătit și de împărtășit șefilor tot felul de istorioare locale. Ce gătim astăzi? Ce învățăm noi? Nu! În cehă se spune vepșoknedlozelo, înseamnă varză călită, pâine pe abur, pe bain marin și... o friptură. Deși rostită în ceha veche, denumirea mâncării de azi pare destul de complicată. În realitate, lucrurile aveau să fie mai simple, mai ales când un ajutor lichid făcut în casă avea să risipească ca prin minune orice nelămurire. It's a water? Yes. Water for the... Noroc again. Noroc. Okay, again. Noroc. Și cum se zice în cec noroc? Nazdravi. 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 Nazdravi, bine ați venit. Mulțumim. Nazdravi. Să fim sănătoși. Yeah. Da. Cu toții. Yes. Să ne mai întâlnim. Now we're awake now. Yes, yes. Ok, acum ce pregătim? Exact. Acum trebuie să punem la călit ceapa. Și slănină afumată. Fat of the pork, smoke little bit, and onion. Onions. Aici avem apă pentru... pentru pâine, la abur, da, nu? Da, așa. Aici trebuie să facem cocă de pâine. Asta avem pentru drojde, apă pentru drojde punem, da. Și primul calim, nu? Ceapă și slănină. Da. Dacă vreți să vă ajut, ce asta este exact? Asta este, cu asta o să ungem colacii și cu măi pana de la găscă, tot așa de pufoasă să ne iese colacii ăia. Ah, ok. Slănina afumat? Trebuie să o lăsăm un pic. Păi, rosetea asta ce-l faci? Des? Asta e pentru sărbători, în general, cum faci asta? E o mâncare mai sărbătorească. De cât timp cec sunt aici, exact? În 1823 a venit prima colonizare de cehi. 1823. Câte oameni avem în comunitate aici? Aproape de 500. Eu lucrez la restaurant... ce este în satul nostru. Și work in the restaurant. Okay. Așa, okay. Bucătar sunt așa acolo. Așa este șef. So simple items, yeah. Onions and bacon,
Because this is the fat, the strain, is the natural oil, you know? Punem varza și până se face varza, da, facem asta noi ce pâine. Este varza amestecată, nu? Să gustați, da. Am amestecat varză proaspătă și murat. Cu varză murată, da. Și voi acasă vorbești mai mult cehă, da? Cehă, da, da, da. Și copii la fel? Copii la fel, da, da. Și asta îl băgăm cu zama, cu tot? Da, cu da, 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 da. Și asta cât timp trebuie să gătești? Așa. De aia l-am fiert un pic până ați venit noastră, să nu dureze atâta. Acum asta lăsăm la fiert și noi ne apucăm de pâine. Alexis. Yes? În timp ce șefii noștri se delectau cu vișinele dulci dintr-o vișinată absolut superbă, Ana se apucă de gătit că știe bine cum ploaia și răcoarea vor aduce cu ele în scurt timp un apetit ridicat al oaspeților. Oh! Deci aici avem, uite-te, o răchie, rachie, o singură dată fiartă, 35 de grade. Și aici avem o răchie pro-fiartă de 55. Strong one. 55. Superman. It's, ok, Superman. Batman. Yes. De care punem? Try the soup one. Un pic mai slab. Da. 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 Mulțumesc. Da, na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Yes. 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 Asta a fost. Yes. Și asta e. What happens now, Sam? What happens now? You already, cum să-i, a fiert carnea înainte? Carnea, da, puțin fiartă. Așa, și am pus-o cu piper. You understand this one? Așa. Sare de mare. Si. Așa, acum. Si, it was cooked. Yes. Ok. Așezăm. Dar cât timp la fiert? Vreo 10 minute. Și boil 10 minute. Ok, ok. Puțin că o mai punem în cuptor. Și asta e zama de la, da, carne. Da, cum s-a fiert carnea. Și acum cât timp trebuie să-i fi la cuptor? Să se rumenească numai. Se colorează un, da, pic? Așa. Câte grad bag? 180, 200, 180. 180. Okay. Ulei? Da. Așa, acum facem pâinea aia, da? Uite-te. Punem făină. Asta sale e sare, din mare, sare, sare din mare, sare, no? El a învățat, se vorbește un pic român, da? Sare din mare, atât. Da. De ce? O, ce asta? Apă. De ce bag apă? Apă. Apă, dar trebuie încălzită. A, ok, nu trebuie să fie. Se face la ochi, nu? La ochi. De, asta e reset vechi de la mama, bunica? Da, da, da. Dar asta e tradițional cec? Tradițional, da, da. Da, e de la from the grandmother, from the mom. Ok. Și la fel, asta e mai mult de sărbător, o facem tot timpul? Păi eu, pâine des, eu pâinea o fac aproape la 2 zile. Da? Da. Și fac pâine de casă. Noi nu o cumpărăm, fac numai de casă. Puțin zahăr, okay. Punem. Sale din mare? Nu, sugar, sugar, sugar. Zahăr. Sugar, zahăr. Zahăr. Drojdia după aia mai bine crește, sau cum să spun. Și acum punem atâta apă să se facă o cocă normală. Bunica lui, da? Bag un pic de lapte și de unt. Noi băgăm lapte și unt, dar când facem cozonaci. A, voi și faceți și cozonac. Da, 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 da. Păi ce facem rețeta aia de colaci? Aia e mai mult ca un desert, sau cum să vă spun. Da. Așa, așa. And this is the consistency that the meat. Yes. Very, very liquid. It's, yeah, but it's like the brioche also, you know? Yeah, yeah.
Și aici nu băgăm ulei nimic, nu? Nu, nu, nu. Aici gustăm o vișinată de casă. Ok, oh, perfecto. Très, très bien. Asta e mai dulce. This is a vișinată de sherry's. Yes, yeah? It's the sweet one. Okay. The one what you like. Yes. But it's more dangerous, this one. Yeah. Ce mai du? Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Începem. Oh. Bun, bun. Bun, bun, da? Bun, bun. Acum asta trebuie să lăsăm la dospit. Da, da, e frig acum. Cum băgă? Unde băgăm? Eu bag înăuntru, așa. Okay. Cam jumătate de oră. Asta este cocă pentru colaci cehești. Am făcut-o mai devreme să fie dospită. Și aici vin ouă, lapte, zahăr, mai mult asta să fie dulci. Asta e un desert. Da, okay, like da. Brioche. Yes. Așa. Okay. Mm? E pufos, li buise. Yeah, okay. Yeah. Like așa. You, you know? Yes. Huh? Și ce fel de brânză cu asta? E brânză dulce. E, if you remember, it's almost the same like we have in the când noi am făcut cu Lipovan. Yeah, genau, yeah, yeah. You see the gest? Mm-hmm. Și asta se gătește la cuptor, nu? Cum facem? Da, da, da. O la abur, nu, nu la abur. Nu, nu, nu. La abur facem pâinea după aia. Da. Oh, și tai cu asta. Da, da. Și unde e brânză? Trebuie să o facem. Avem acolo brânză, trebuie să mai punem în brânză unde zahăr. Au? Păi, dacă așa. Vei, eu te ajut, tai. Și da? Tu faci brânză. Bine, da? Bine. Dacă nu te deranjez. Nu, nu, nu. Cred că eu pot să fac asta. Așa? E ok? Așa, ok, ce ok. Și unde e mai gros, mai dăm cu... Oui, chef. Așa. Ok, this is a fresh cheese. The sweet cheese. Mm. No, it's fresh, like ricotta. Mm-hmm. Yeah. Sugar. Zahar. Zahar. Scorțișoară. Okay. Un ou să se lege. Okay. Mm. One egg. Okay, and more sugar, yeah? Așa. Și mai gustăm. Okay. We have to test. Original recipe. Treaba merge ca unsă, iar animați de vișinată, Sam și Frank se implică serios în procesul de creație al tradiționalului desert. Ana coordonează, iar cei doi o ascultă cu minți, ca în bucătăria unui restaurant adevărat. Așa, acum asta ungem cu ulei. Uite-te, Frank. Așa. Ok. Cu ulei. De put oil. Ok. Domnul oil. Only oil. Și aici vine... Dulceață. Dulceața. Okay. De caise. Ah, caise. Abrisa. Și asta e de prune. Okay. Okay. Așa, și asta prune și caise. Plum. Astea, perfect. Și acum punem... gem. Maybe you can help her. No, I just watch her. You know, she doesn't want help. She's a... Vreți să puneți asta, fac eu asta? Nu, no, eu fac asta. Da? L-am întrebat dacă vreți să-l faci. Push. Da? Da, no problem. Așa. El nu-ți place să faci dulce. Nu place? Nu. No. No. Aha. Place să mănânc, dar nu-ți place să-l faci. No, okay.
All right. Fini. Așa. Magic. Și acum punem brânza. Ah, băgăm brânza so, deasupra. Așa, acum brânza. Okay. Show me. No, he have to put him. He have to work. Mamă, cineva urlă din spate. Cine este? Mișule, stai liniștit! Uite-te! Nu, că asta e pâine. Asta e pâinea, așa. A, băgăm tot. Da, da. Noi am gustat o pâine și înainte am băgat și malai. Da? Asta a fost o sfert tradițional. Ok, cu brânza și cu asta, dar cu malai. A fost și interesant. Ce mai facem câteodată din cartof? Radem cartof pier. Și-l bag aici. Carnea e ok, nu? Dar miros. A, uite, și fry little bit. Okay. That looks nice, huh? Yeah. The smell also. Yeah. With this one. Yeah. Oh, perfect. Și după okay. Cu ce îl tai? La fel cu paha? Dar mai mare. Ah, mai mare. Salt in the bottle, nu? Trebuie să fiarbă. Întrebă dacă a băgat sare în apa, nu? Nu. Așa, mai mare okay. Să fie. Asta e pahar de whisky. Aha. Aici trebuie cu ulei să nu se... Ca nu se lipești, nu? Da, da, da. Și cât timp se gătește asta? Cam 7 minute. But meat out, that's the thing. The meat is finished. Ok. Beautiful. Aici de aia m-a prins să fie cald. Ah, ok. Așa. M-a întrebat dacă voi cu garnituri și cu porc, dacă facem sos. Nu, nu, la asta nu. No. La no. Asta no. Nu. No. Și la ce temperatură? La fel? 180? 180, 180. 180 de temperatură. Okay. Și cât timp? Cam 20 de minute. 20 minute. 20 okay. De minute. În 20 de minute, o lume întreagă avea să se schimbe, culinar vorbind. Carnea moale și rumenită, pâine fierbinte scoasă din abur și desertul ce începea a prinde culoare. Așa. Acum iar ungem. Ok? Okay. Bag puțin. Ok, and then you want another one then. E suficient. Ok, finish? Așa. Yeah. Send me get some one to put in. Seven minutes. Yeah. Does it burn? Wait, no? Wait. No, does it burn? You know? Don't steal. No, 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 it was don't just... Don't stab. Just, It was not for Nick, it's just for that it doesn't burn. That's right, this is nice, huh? Lovely. Ce? Look at this. This is from salmon for me. Knives. Asta e cadou pentru voi. Da. To keep da, this in our memory. Și ca răbdarea să nu mai fie pusă la încercare, Ana a așezat masa și i-a poftit pe toți să guste din rodul muncii sale.
E aproape de prisos să povestim cât de bine s-a împletit gustul fripturii de porc crescut în curte cu varza făcută perfect și gustul proaspăt al pâinii la abur. A fost ceea ce se numește un festin. Toate aromele pierdute ale bucătăriei cehești, combinate cu ingredientele locale și mai ales cu o stare de spirit specială. Cât despre desert, experiența se poate descrie în felul acesta. Dacă ai gustat, fie și o singură dată din el, vei fi în stare pentru încă o porție să urci drumul șerpuit de la Dunăre și până la Aibăntal pe jos. Bravo! First, noroc. Noroc. So it was a great experience traveling around. I had my fun. I like the Czech beer. I like the quality of the Czech food most. What was your opinion first? I didn't expect this huge two things from a different point of view. Culinary, it was just a great experience. Yeah. And I think the Czech will be the best because they're neighbors from Germany, so mm-hmm. we are just neighbors. So I'm close to this food. Yes. I like this food. It's just a solid thing. Yeah, solid. And you have also a lot of beer in Germany. Of course. Just they're neighbors. Mm-hmm. And I know this culture, and I'm very happy to be here as well. And because this is the same food as in Czech. Yeah, but you saw. We was with the community from Serbia, yeah. Czechia, yeah, and all, yeah. And it's like they're German as well. Yes, Sash. But it's completely different. You yeah, saw. Yeah, it is. Yeah. Oh, this mentality is different. Because yes. The nationality is different, but the food is different as well. But to me, so at the end of the day, it's all, you know, all the same. You know, no. Just the old culture. No. You know? And it's good for to me, know. For me, it was a great experience, yeah. And I learned a lot. What is really yeah. good. That was this a great study. Like. Was a great study. Yes. See you soon, bye. A pewnie wierzym, że zas przyjdę den. A ja pewnie wierzym, że zas przyjdę den. No, they don't know about this. Pewnie wierzym, że zas przyjdę den. No, Czyli ja, yuppie, 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 y